Emily Burghelea, primele declarații după ce a fost la un pas să-și piardă viața. Emily Burghelea trece prin momente îngrozitoare după ce a fost victima unui accident grav în Mauritius. Celebra influențăriță s-a întors în România și a făcut primele declarații despre incidentul în care a fost implicată. Fosta asistentă TV a povestit că umblă din spital în spital pentru că trebuie să se opereze. Aceasta a recunoscut că este o perioadă foarte grea pentru ea acum, ținând cont că și-a văzut moarte cu ochii. De asemenea, Emily Burghelea a ținut să precizeze că Dumnezeu a salvat-o. Sunt prin spitale acum. Alerg dintr-o parte în alta să fac rost de toate documentele necesare pentru operații. Suntem în România, am ajuns în țară, nu sunt în cea mai bună formă acum. Aș vrea să vorbesc despre operații după ce o să știu că totul este bine. Trec printr-o perioadă foarte dificilă. Nu am fost niciodată operată de nimic. Doar Dumnezeu ne-a călăuzit. Sănătatea e neprețuită și Dumnezeu este mare. El ne-a salvat realmente, a declarat Emily Burghelea pentru Click.